Șefa executivului, doamna Natalia Gavriliț, este oaspetele Europei Libere. Mulțumim mult, doamna premier, că ați dat curs invitației noastre să avem această discuție. Vă aștept de multe ușor. Ați împlinit 100 de zile. Ați spus că cele mai mari provocări au fost cele trei crize pe care a trebuit să le gestionați cu multă înțelepciune. Criza gazelor, criza pandemică și criza prețurilor. Ce a fost, cunoaștem foarte bine. Haideți să ne focusăm astăzi pe ce urmează. Știu că un exercițiu foarte important pentru guvernare, dar și pentru cetățeni rămâne a fi aprobarea bugetului. Ce noutăți aduce deocamdată proiectul de buget pe care îl propuneți parlamentului? Într-adevăr, astăzi vom aproba proiectul bugetului pentru anul 2022 în ședința guvernului, după care va merge la parlament și este un buget pentru oameni, aș spune eu. Anumite programe despre anumite programe deja am vorbit și oamenii le cunosc. Deci, în primul rând, în acest buget este acoperită creșterea pensiilor până la 2000 de lei pentru cei cu stadiu complet de cotizare. Sunt aceste compensații pentru perioada rece a anului și pentru acoperirea creșterii tarifelor la gazele naturale și la energia termică, și aceasta aduce cheltuielile de protecție socială. Cu mai mult de 6 miliarde în plus de anul 2021. De asemenea, continuăm cu această, acest obiectiv de creștere a veniturilor populației și venim cu creșterea salariilor în sectorul bugetar. În primul rând, creștem salariul minim de la 2200 de lei la 3100 de lei și creștem cu 100 de lei valoarea de referință pentru majoritatea angajaților în sistemul bugetar, ceea ce va crește salariul mediu de la, pentru cei cu valoarea de referință 1.700 de la 6.900 de lei la 7.300 de lei aproximativ. Și avem anumite categorii pentru care vor crește salariile un pic mai mult, sunt categorii care poate nu au fost ajutate mai mult în trecut și există anumite disbalanțe, cum, de exemplu, în domeniul educației pentru cadrele care deci, asistă persoanele cu disabilități, deci pentru aceste asistenți în domeniul învățământului, pentru șoferi, de exemplu, creștem uh, uh, un pic mai mult uh, salariul, uh, și pentru anumite categorii corectăm anumite greșeli. Uh, lumea s-ar bucura auzind aceste vești bune că încep să crească pensiile, încep să crească salariile, doar că pe fondalul creșterilor, prețurilor, tarifurilor, tarifelor, lumea își pune întrebări. Va reuși să acopere toate cheltuielile din moment ce cresc atât de repede tarifele și prețurile? Și Banca Națională a Republicii Moldova a anunțat și o inflație de 14%. Prețul de cumpărare a scade noi nu putem interveni în această situație și influența reducerea prețurilor, deși am creat un comitet care va examina subiectul prețurilor în mod regulat, ca să vedem că nu există careva înțelegeri de cartel sau anumite impedimente administrative care duc la creșterea prețurilor, dar noi știm că această criză economică post-pandemică de fapt este una globală este generată și de anumite dezechilibre pe piața de furnizare a mărfurilor prime, și vedem creșterea tarifelor la energie în țările europene, în țările noastre vecine. Vedem creșterea prețurilor la bunurile importate. Ceea ce, ce trebuie să facă guvernul este să fie alături de cetățeni și anume aceasta face. Deci, prin aceste uh, creșteri a veniturilor, prin creșterea pensiilor, prin creșterea salariilor, uh, prin, uh, de exemplu, vom dubla uh, scutirea pentru copii, da? încercăm să uh, ajutăm familiile, încercăm să ne asigurăm că venitul lor real, dacă nu luăm în considerație inflația, rămâne același sau crește. Deci aceste creșteri despre care am vorbit, de fapt, sunt mai mari de 14% decât uh, inflația în multe cazuri. În unele cazuri uh, am, am putut ceea ce ne putem permite la moment, pentru că bugetăm foarte responsabil, dar vom veni pe parcursul timpului cu uh, aceste intervenții, vom veni cu vești bune și în continuare. Un lucru important pe care vreau să-l menționez este că investim și în viitor, și în creșterea economică. Aceasta înseamnă că noi creștem fondurile pentru investiții în proiecte de infrastructură la nivel local. În primul rând, creștem de la 2 miliarde 300 de milioane cheltuielile pe drumuri, le creștem la 2,9 miliarde de lei inclusiv dăm uh, o componentă mai mare pentru apl 1 sau pentru primării. localități, pentru primării. Uh, în același timp creăm un fond nou de dezvoltare regională și locală de 770 de milioane de lei uh, care se va concentra pe aceste proiecte de dezvoltare regională, dezvoltare locală și este menit să servească drept uh, catalist uh, pentru celelalte programe pe care le au foarte mulți donatori care investesc în uh, localități. Uh, am crescut deja fondul de subvenționare în agricultură până la 1,5 miliarde de lei. Deci, uh, găsim acest echilibru unde suntem alături de oameni, ne asigurăm că veniturile lor cresc ca să poată face față acestei uh, crize economice globale și, în același timp, ne asigurăm că punem bazele pentru o creștere economică pe viitor. é evidente que... Vom primi bani adiționali, vom orienta bani adiționali spre aceste obiective. O să vorbim și despre banii care vor fi primiți adițional, așa cum ziceți dumneavoastră, dar deocamdată sărăcia cea mai mare se înregistrează în mediul rural și de acolo pleacă lumea, fie că vin la oraș, fie că în general iau calea pribegii și aleg străinătatea și din, de peste hotare greu revin acasă și de aici se atestă această situație destul de jalnică, mai ales la sat, în loc unde casele rămân pustii, unde infrastructura este aproape la pământ, pentru că WC-urile sunt în curtea caselor, pentru că întârzie canalizarea, pentru că întârzie construcția de apeducte, pentru că nu sunt drumuri practicabile și de aici nimeni nu îndrăznește să facă o investiție. Păi iată de ce am creat acest fond de dezvoltare regională și locală. Am transferat din fondul ecologic responsabilitatea pentru aceste sistemele locale de apă și canalizare uh, spre acest fond cu o perioadă de tranziție, pentru că acele proiecte care deja au fost începute trebuie uh, să continue. Și, uh, uh, deci este o sumă mult mai mare decât era orientată anterior. Deci, după cum am spus, am crescut cu 400 de milioane de lei uh, alocațiile pentru uh, drumuri la nivel de uh, primării plus la aceasta, deci am creat acest fond de dezvoltare regională și locală care va oferi cofinanțare pentru uh, proiecte câștigate de primării. Uh, va oferi uh, finanțare pentru anumite tipuri de proiecte la nivel local, inclusiv apă și canalizare, inclusiv uh, reparații și așa mai departe. Am pus 25 de milioane de lei pentru WC-uri în școli și grădinițe, deci după cum am promis în uh, Programul de guvernare. Lucrăm la toate aceste uh, inițiative, astfel ca ele uh, să fie implementate cât mai bine, cât mai eficient și să fie simțite de populația rurală. Un lucru important pe care aș vrea să-l reținem să nu ne concentrăm doar pe lucrurile negative. Creșterea prețurilor a dus și la venituri foarte mari în agricultură în această an. În acest an Moldova a fost și anul este bogat. exact, este, este un uh, un an deosebit pentru agricultorii moldoveni, pentru că pe de o parte am avut o secită mare în America de Nord și a fost un deficit de produse agricole și uh, în același timp am avut un an roditor în Moldova. Deci uh, atunci când vorbim despre creșterea prețurilor, trebuie să înțelegem că acestea sunt și venituri la producătorii noștri. Și uh, ar trebui, deci, sarcina guvernului este ca să ne asigurăm că aceast, aceste venituri uh, sunt... Echitabil uh, distribuite, de exemplu, celor care de, uh, își arendează cotele sau uh, Dar celor care lucrează în agricultură. Și Ei mai sunt nemulțumiți că pe piață vin foarte multe mărfuri de import și că nu poate să țină piept concurenței producția locală. Adică, dacă vin de peste hotare produse agricole, ele sunt vândute la un preț mai mic pentru că în Republica Moldova agricultura e modest subvenționată și atunci agricultorii cred că ei sunt în pierdere. Exact de aceea am crescut fondul de subvenționare în agricultură cu 500 de deci de la 1 miliard la 1 miliard 500 de milioane și în plus vom veni și cu un nou mecanism de subvenționare, deja este și o inițiativă legislativă în parlament și lucrăm la regulamentul care, deci, care va prevedea noul mod de subvenționare, dar vrem să ne asigurăm că aceste investiții sunt compensate nu doar pentru producătorii mari și există o orientare spre procesare, o orientare spre acele culturi care sunt competitive. Dar le dați dreptate celor care spun că. E paradoxal într-un fel că se importă mărarul, petrunjelul, usturoiul, mărul și că cei care produc aici pe interior nu au piață de desfacere? Nu știu dacă nu au piață de desfacere. Este o problemă de competitivitate. Noi suntem o țară mică și deschisă. Noi nu putem închide hotarele și spune că vom, deci vom vinde doar produsele de alte locale. Stea, alte state își Altceva... protejează producătorul autohton? Evident, și noi îl protejăm prin uh, aceste investiții, prin sub, subvenționare, uh, prin uh, deci încercarea de a aduce. Uh, consultanță pentru a accesa deci piețe de export. Avem și istorii de succes în domeniul vinificației, deci în în domeniul exporturilor unor produse agricole, am muncit mult și am crescut și cotele de uh, export, export uh, către Uniunea Europeană și asta a reorientat comerțul spre Uniunea Europeană. Altceva că trebuie să știm, să importăm produse calitative și să nu fie una scris pe ambalaj și alta să fie în interiorul ambalajului. Cunoașteți că există legea comerțului intern, nu toate produsele care sunt incluse în această lege și în această cotă de 50% produse locale pe rafturi, nu putem suplini. Deci, „Nu este vorba despre uh, disponibilitatea piețelor de desfacere, este vorba despre competitivitatea produselor noastre. Uh, evident că reformele noastre vor face administrarea afacerii mai ușoară pentru uh, antreprenori. Uh, avem uh, se lucrează deja la reforma facturilor pe care am... Uh, promis-o în campania electorală și avem și uh, inițiative legislative aproape gata, pe care le vom începe a consulta foarte curând. Uh, avem uh, o altă abordare referitor la controle, unde accentul este pus pe consultanță, pe uh, avertizări și nu pe aceste amenzi. Uh, vom, uh, deci, cre vom crea acest mediu concurențial sănătos și prietenos. Și Asta prietenos exact. micii antreprenori exact. și, în general, antreprenoriatul de la guvernare. Doamna premier, an la rând a vorbit că mulți bani se învârt în economia tenebră. Se scot la lumină acei bani despre care s-au vorbit că constituiau, nu știu a câta parte din produsul intern brut? Deci aici este vorba despre impozite care nu se plătesc și despre administrarea fiscală. E evident că vom avea... Și aceste decizii, cum ar fi creșterea salariului minim în economie, care de fapt scoate la iveală anumite plăți care înainte se făceau în plic sau. Care Am înțeles nu... că este foarte greu să demonstrezi angajatorului că el oferă aceste salarii în plic și e foarte greu să-l pedepsești dacă eventual se întâmplă acest lucru, e adevărat? Este adevărat pentru că trebuie să participe și angajatorul, angajatul, scuze. Deci angajatul trebuie să nu mai accepte salariul în plic. Trebuie să știe că dacă acceptă salariul în plic, nu va avea stagiu de cotizare complet, nu, va, nu vor fi efectuate aceste plăți sociale și de fapt va pierde în viitor aceste venituri pe care ar putea să le realizeze. Este și o chestie de protecție a, a, și de negocierea salariilor în următoarea în poziție. Deci a, sunt mai multe subiecte legate de a, 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 a acest fenomen. Și, și aceste fără... majorări de pensii astăzi au arătat că cei care nu au cotizat nu au cum să pretindă la o pensie mai mare decât în conformitate cu exact. anii de muncă pe care exact. i-au avut. Mai sunt și acolo care va probleme legate de administrarea proastă a arhivelor, a documentelor, sunt oameni care nu-și dădeau seama că primea salariu în plic. Deci a fost un abuz și anume de aceea noi am ținut să creștem salariile și pentru stagiu incomplet de cotizare, proporțional acestui stagiu de cotizare și în mediu pensiile au crescut cu 400 de lei și pentru aceste categorii. Și neapărat vom continua, deci este o, cumva o previziune că vor ajunge și aceste persoane la cel puțin 2000 de lei și vom continua această politică de creștere uh, reală a uh, veniturilor pensionarilor. Uh, în privința salariilor în plic, deci, uh, noi vom munci și cu angajatorii, și cu angajații, și prin reglementări. După cum am spus, creșterea uh, salariului minim deja este o astfel de reglementare, și uh, treptat sunt sigură că vom. Uh, scăpa și de acest fenomen. Politica impozitare suferă modificări sau nu? Anul acesta, pentru că am venit, deci guvernul a fost votat în august la mijlocul ciclului de bugetare, am decis să facem cât mai puține schimbări posibile ca să oferim predictibilitate mediului de afaceri. Întotdeauna când vorbim cu antreprenorii, ei nou ne spun nu schimbați atât de des regulile de joc vor pentru stabilitate că ei, ca da, să să și exact 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 ce pot cheltui ce în pot plus știga. schimbările majore la sistemul fiscal trebuie discutate pe larg cu mai mulți actori pentru că întotdeauna o acțiune care de exemplu este susținută de un segment uh, anume nu, nu este e acceptat de, a, de altul. Exact. Și atunci trebuie de găsit o balanță, pentru aceasta este nevoie de timp. De aceea, anul acesta noi am venit uh, cu uh, o creștere a uh, scutirii personale, cum am spus, dublarea scutirii personale pentru uh, copii, pentru a ajuta familiile. Uh, am venit cu uh, politicele obișnuite de uh, creșterea accizilor, uh, pentru că aceasta este predictibil și este inclus în acordul nostru de asociere. Venim cu anumite schimbări care au fost menite să ajute industriile după criza pandemică, de exemplu, în sectorul Horeca, taxa pentru valoare adăugată este 6%. Reducem sau eliminăm această taxă de lux de 1,5% care a fost aplicată companiilor de telecomunicații, pentru că suntem în discuții uh, avansate cu ei și cu partenerii noștri uh, externi ca să reducem tarifele de roaming, atât uh, cu le România, sau să, le să le excludem, da, să le eliminăm, da. uh, atât cu România, cât și cu țările parteneriatului estic. Și, uh, iată, asemenea modificări la politica fiscală vor fi făcute uh, celelalte, deci, avem planuri serioase, de exemplu, să introducem un nou capitol în codul fiscal referitor la întreprinderile mici și mijlocii. Însă, una, un asemenea exercițiu, după cum am spus, va fi efectuat pe parcursul începutului anul 2022, astfel ca atunci când vom adopta politica fiscală conform... Procesului și ciclului bugetar în primăvara anului 2022, să avem aceste discuții uh, uh, cu, toate, cu, to cu toate persoanele interesate. Bugetul va fi suplinit și cu asistență externă? Da, evident, Cât? în primul rând, avem această știre bună din partea Uniunii Europene, care în mod urgent ne-a oferit. Grant de, uh, în valoare de 60 de milioane de euro plus la uh, volumul de asistență care era deja uh, preconizat și acești bani sunt reflectați în uh, bugetul pentru anul 2022. Uh, avem uh, proiectele mari de infrastructură care uh, sunt uh, și pe drumuri, și pe uh, eficiență energetică, și pe calea ferată. Deci avem mai multe proiecte în infrastructură care sunt reflectate în buget. Și avem aceste resurse pe care le vom primi din partea Fondului Monetar Internațional, Uniunii Europene în formă de asistență macrofinanciară și din partea Băncii Mondiale, care vor finanța cheltuielile ce depășesc veniturile, deci deficitul bugetar. În 2022, ați putea spune ferm că veți căuta și veți găsi resurse alternative pentru energia electrică și pentru gaze? În 2022 vom crește securitatea energetică a țării. Cum? Deci, în primul rând, vom schimba uh, legislația uh, cu privire la gazele naturale uh, ca să uh, stabilim obligativitatea uh, stocării unor anumite. Cantități sau volume de gaze naturale în perioada de vară. Deci, este foarte important ca să avem o rezervă de o lună, două, în caz că nu putem. Doar că aceste stocuri nu pot fi făcute pe teritoriul Republicii Moldova, asta am înțeles? Este adevărat, noi nu avem capacități de stocare a gazelor naturale, dar aceste capacități pot fi închiriate sau în Ucraina sau în România. În România, deci în Ucraina, prețurile de stocare sunt mai mici, dar ne putem gândi strategic și să vedem dacă merită să avem stocare și în Ucraina și în România. Deci, plus la aceasta, am accelerat procesele de interconectare a liniilor electrice cu România și cu piața. Europeană de electricitate. La moment nu avem alte alternative pentru uh, furnizarea energiei electrice, și uh, de aceea, cumva, este o reacție în lanț care se poate porni dacă nu există gaze naturale sau dacă avem o problemă cu furnizarea uh, din regiunea Transnistria. Dar guvernul Mai. știe deja dacă va putea să prelungească sau să încheie un nou contract cu centrala de la Cuciurgan pentru cumpărarea energiei electrice după 31 deci martie? Vom face un, un proces de achiziție transparent. Vom, deci vom vedea care vor fi ofertele pentru perioada după martie 2022. În același timp, în mod tehnic, cel puțin o parte din energie electrică trebuie să fie procurată. Din partea a Nistrului, pentru că nu avem aceste uh, posibilități tehnice de balansare uh, dacă cumpărăm din alte surse. Anume, de aceea este foarte important să grăbim aceste. Proiecte de interconectare a liniilor electrice de tensiune. S-a vorbit foarte mult despre deznodământul fericit, sau aproape imposibil să se fi găsit altă cale pentru uh, criza gazelor. Până la urmă, acum cetățenii își vor da seama cât de fericit a fost acest dezondământ a problemei gazelor, pentru că Andrei promite că în decembrie prețul totuși ar putea să fie un pic mai mic decât în luna noiembrie pentru 1.000 de metri cub. Da? Asta am înțeles, că Andrei ar putea să examineze acest lucru. Sunteți mulțumiți totuși cum a fost negociat acest contract cu Gazprom și chiar nu s-a făcut niciun preț politic, nu s-a oferit un preț politic din partea Chișinăului pentru Rusia? Această criză a gazelor a fost într-adevăr o perioadă complicată, însă guvernul a demonstrat că poate gestiona crize chiar din primele zile. Am obținut un contract pe termen lung, bazat pe o formulă de calculare a prețului pe care ne-am dorit-o și care face ca prețul la care cumpărăm acum să fie de două ori mai mic decât prețul de piață, chiar mai mult. Pentru că prețurile internaționale au început să crească din nou. Dacă prețurile la nivel internațional vor scade, va scade și prețul pentru gazele naturale în Moldova. În ceea ce privește tariful, tariful actual este un tarif provizoriu stabilit în baza, în baza deciziei Comisiei situație Excepționale, însă, Andrei. În Va uh, face toate procedurile normale pentru ca să stabilească tariful final. Uh, trebuie să întrebați pe cei de la ANRE. Uh, deci de Dar când care se ridică fi? această situație excepțională din uh, complexul energetic? Situația excepțională în domeniul energetic expiră uh, mâine, sâmbătă, 20 Și noiembrie. va fi anulată? Ea expiră, deci nu trebuie și să fie anulată. Nu da. Se mai... da, astăzi vom avea o ședință a Comisiei Situații Excepționale ca să analizăm ultimele decizii care trebuie luate referitor la tarifele în sectorul de încălzire termică, referitor la deciziile care s-au luat în anterior, dar circumstanțele pentru situația de urgență S-au rezolvat și această situație de urgență expiră, fără ca noi să solicităm prelungirea ei. Experții, totuși, nu cred că nu s-a plătit un preț politic pentru a rezolva da. problema gazelor, pentru că, din moment ce nu ați discutat cum regiunea transnistreană și în continuare va beneficia de, acest, de importul de gaze rusești la un preț mai mult simbolic decât dacă e să fie comparat cu prețul pe care îl plătesc cetățenii Republicii Moldova. Și că acest aspect nu ar fi putut fi trecut așa ușor cu vederea de către Republica Moldova, fără ca să insiste în aceste negocieri, să afle de la Federația Rusă foarte clar ce viitor are regiunea transnistreană, ținând cont că ea este sprijinită financiar indirect prin aceste facilități care îi se acordă. Am ținut foarte mult să ținem a, subiectul reglementării conflictului transnistrian separat de negocierile pe gazele naturale. De aceea, a, chiar și atunci când am vorbit despre pretinsele datorii, deci nu s-a vorbit despre datoriile părții stânganistrului. Aceasta este o negociere de cu totul altă natură, deci este ține de procesul de reglementare a conflictului transnistrian. Aceasta nu se rezolvă doar prin abordarea problemei. Dar subiectul acesta va reveni în discuții? Subiectul acesta întotdeauna a fost pe ordinea de zi a oricărui guvern a Republicii Moldova. Deci, și se discută în formatul 5 plus 2, se discută, dar pentru aceasta avem nevoie de o. Deci, pentru rezolvarea acestor probleme avem nevoie de o. Fereastră de oportunitate geopolitică, avem nevoie de medierea mai multor țări, de disponibilitatea mai multor țări, inclusiv Rusia, de a aborda aceste subiecte. În ceea ce privește gazele naturale, deci, subiectele pe care le-am discutat sunt în protocolul semnat de viceprim-ministru deci noi am publicat acest protocol în mod transparent și toată lumea, toți experții, pot să vadă. Care au fost condițiile pentru a, a semna acest contract? Inclusiv a, încheierea unui acord în domeniul a, energetic cu Rusia. A, domnul vicepremier Popescu a fost acum a, a, și a discutat a, a, cu a, omologul său și cu președintele Comisiei Interguvernamentale. Deci am decis că această ședință a Comisiei Interguvernamentale va avea loc în, la începutul anului viitor, în februarie-martie, și uh, vom uh, discuta pe marginea unui asemenea acord uh, în domeniul energetic. Aici uh, trebuie să abordăm și aceste uh, datorii disputate și problema uh, reorganizării Moldova Gaz. Deci sunt mai multe subiecte pe care vom continua să le discutăm în baza acestui protocol. Eu deseori discut cu cetățeni din stânga Nistrului, pe care îi întâlnesc în zona de securitate. Și atunci când vorbim despre reunificarea celor două maluri ale Nistrului, foarte mulți dintre ei recunosc text deschis. De ce această reunificare, dacă nouă în regiunea transnistreană nu este convenabil că plătim puțin pentru gaze, pentru energie, că nouă nu este foarte bine în această regiune? Iată, cum reacționați dumneavoastră când auziți că oamenii de acolo, deși vor o Moldovă, Reunificată, ei acceptă mai degrabă un regim separatist pentru că acolo li se oferă, iată, aceste facilități. Evident că mă întristează uh, aceste uh, cuvinte uh, și uh, mă întristează uh, separarea uh, țării noastre timp de 30 de ani. Uh, eu sunt originară uh, de pe stânga Nistrului, din Mălăiești-Grigoriopol, din, da, din Mălăiești acolo m-am născut, acolo mi-am petrecut uh, verile, acolo am lucrat în uh, colhoz, uh, deci am amintiri uh, foarte importante de acolo, acolo mă simt acasă. Uh, și evident că nu mi-aș vrea să existe această separare. În același timp, nu totul depinde de guvernul uh, Republicii Moldova. Ați amintit de vizita pe care a întreptins-o vicepremierul, șeful diplomației moldave Nicu Popescu, la Moscova și că a avut aceste întrevederi cu autoritățile Federației Rusie, ceea ce iarăși a lăsat un gust amar. Nicu Popescu a insistat pe retragerea armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Sergei Lavrov a amintit că e nevoie să fie păstrată neutralitatea Republicii Moldova, dar nu a reacționat că Rusia își va retrage armata de pe teritoriul Republicii Moldova. Subiectul ăsta rămâne sensibil sau cum trebuie să înțeleagă Vizita cetățeanul? Vizita vicepremierului Popescu a, a fost una reușită a, și a demonstrat că mesajul nostru a, a fost auzit de Federația Rusă, a, mesajul de a, disponibilitatea de a avea relații pragmatice, profesioniste, fără a, mișcări imprevizibile. A, ambele părți au reiterat de fapt poziția uh, pe care au avut-o timp de ani de zile uh, și uh, deci Nicu Popescu a reiterat că aceasta rămâne uh, poziția Republicii Moldova. Evident că aceste procese trebuie negociate. Uh, Ceea ce trebuie să facem noi pe partea dreapta a Nistrului și vom, uh, de fapt facem deja, este să Reducem corupția care afectează cetățenii pe ambele maluri. Ajungem să la corupție, reducem contrabanda. Dar neutralitatea. Nu e respectată neutralitatea Republicii Moldova, consfințită în Constituție, legea supremă, doar de un singur stat, de Federația Rusă? Și, evident, că aceste subiecte sunt uh, permanent uh, aduse la cunoștința întregii comunități internaționale și în cadrul ONU, și uh, în cadrul discuțiilor directe. Cu Federația Rusă de Republica Moldova. Și trebuie să continuăm să discutăm în formatele existente pentru a uh, soluționa această problemă. Deci, lăsați să se înțeleagă că, totuși, atractivitatea malului drept al Nistrului ar putea să ducă încet, încet către o soluție durabilă a crizei transnistrene. Exact. Vorbim despre corupție, despre stărpirea acestui fenomen și despre reforma în justiție. Sigur că trebuie să vorbim mai pe larg, dar eu vă rog foarte succint să ne spuneți când așteptați rezultate concrete în acest domeniu. Dumneavoastră ați insistat pe ideea că trebuie dărămate schemele, că trebuie de vorbit foarte uh -huh. clar unde și cine și ce interes s-au avut. Ce ați obținut de pe urma declarațiilor făcute că trebuie lichidate schemele? Deja avem rezultate. Toată lumea și-amintește despre această achiziție de 500 de milioane de blanchete de pașaparte. În primul rând, am reușit să oprim achiziția după ce am... Făcut un control și am depistat nereguli. Într-al doilea rând, am uh, găsit o schemă din 2014, unde 13 euro din fiecare pașaport se duceau pentru uh, niște. Uh, royalties, uh -huh. da, pentru niște intermediari. Acum, uh, deoarece a, această schemă a fost eliminată, uh, am vorbit chiar recent cu domnul vicepremier Turcanu și domnul Ieșanu de la Agenția Servicii Publice că vom putea îmbunătăți tehnologia de pașapoarte și vom putea trece la aceeași tehnologie în bază de policarbonat ca în România și alte țări dezvoltate și în același timp putem conta pe o reducere a prețului, chiar dacă... Pentru actele de identitate. Pentru, anume pentru pașapoarte pașa parte, Un da. alt exemplu vă dau. Am făcut schimbări la mult telecom. Am reușit să aducem o persoană uh, foarte bună din diaspora să conducă este vorba despre Alex Ciubuc, care a trăit mulți ani în uh, Bruxelles, a uh, lucrat și la Rom Telecom și a, uh, a avut experiență cu lansarea unor proiecte uh, de succes în domeniul IT. Uh, și acolo avem uh, deja anumite succese cu eliminarea acestei uh, scheme de intermediere, care se numește switchover și care a fost. Uh, despre care s-a vorbit la de jurnaliștii de investigație. Avem Dar și alte achiziții la importul de energie, de gaze. Au existat, există, cunoașteți dacă careva din intermediare ar putea să fie. Deci am eliminat anumite eu nu știu, întrebări referitor la achizițiile în energie electrică și energie de ga și, și gazinație? Da. Dar aici există încă mult de făcut. Da? Avem problema, poate nu atât scheme, cât ineficiențe, ineficiențe în măsurare, ineficiențe în uh, calcularea tarifelor în de proprietatea acestor țevi în care au investit cetățenii. Uh, deci aici sunt foarte multe lucruri care încă nu sunt reglementate. Uh, așa scheme de intermediere mari care au existat în trecut uh, nu mai sunt. Uh, în același timp uh, Uh, deci noi, noi, noi ne concentrăm pe gestiunea corectă a banului public uh, și uh, cumva eliminarea uh, sau pedepsirea uh, unor scheme care au existat în trecut, despre care oamenii au auzit și unde materialele sunt la procuratură. Și vedem uh, vești bune și din uh, sistemul uh, procuraturii și sistemul judiciar. Oamenii au început să vadă deja arestări de nume importante, investigații, chiar și aceeași investigație cu pașapoartele. Am trimis documentele și am primit răspuns că a fost inițiat un dosar penal. Evident că trebuie să treacă ceva timp, ca noi să vedem că aceste dosare penale sunt duse până la capăt. Tocmai că despre finalitatea dosarelor nu se vorbește. Este adevărat că lumea ce crede? Că se face show, repede sunt reținuți, arestați, după asta eliberați și mai că nu sunt îndreptățiți că au fost, încalcate încălcate procedurile de reținere. În presă astăzi a apărut o știre că ar putea să fie un nou șef la Moldova Gaz și numele lui e Veceslav Negruță. Deci Veceslav Negruță a fost propus în Consiliul de Administrare. Pe optre, da. A, da, în Consiliul de, de Observatori la a Moldova, compania, Gaz? Moldova Gaz. Nu este șeful Moldova Gaz. Dar ar care putea, trebuie fie coordonat putea cu... să fie și șef? Uh, șeful Moldova Gaz întotdeauna este coordonat cu Gazprom și trebuie să fie acceptat și de Gazprom. Uh, la moment, deci, Veceslav Negruță este... Asta știm că e membru al Consiliului este de Observatori da. la Moldova Gaz. Uh, pachetul 3 energetic și soarta acestui pachet energetic 3. Care va fi în anul viitor? Sau s-a înghețat pentru anul viitor, până nu faceți auditul, până nu... Lucrăm împreună cu comunitatea energetică pentru ca să vedem modalitatea de implementare a pachetului energetic 3 în contextul noului contract cu Gazprom, pentru că există mai multe feluri de reorganizare a companiilor de furnizare, transport și distribuție a gazelor naturale și a energiei electrice, și uh, continuăm să lucrăm pentru implementarea acestui pachet, în forma în care poate fi implementată. El nu se va a... întrerupe, pentru că foarte mulți au înțeles că Republica Moldova a apăsat butonul și face o pauză în implementarea deci, uh, acestui pachet energetic 3. Noi am căzut de acord ca să nu fie reorganizat Moldova Gaz până nu este soluționată sau reglementată uh, problema datoriilor, pe care le vom audita în următoarele luni. Însă aceasta nu înseamnă că nu poate avea loc uh, reorganizarea sectorului într-o anumită măsură uh, și nu pot avea loc procurări uh, alternative pentru stocare, pentru alte. Uh, pe, pe, da, și pentru, alte, uh, pentru distribuție. Uh, provocarea majoră este să. Uh, accelerăm dezvoltarea economică a Moldovei. Să schimbăm uh, structura consumului de energie și uh, să ne asigurăm că uh, există activitate economică care ne va permite să procurăm cantități mai mari de gaze uh, din mai multe surse. Să terminăm și la capitol corupție. Când așteptați dumneavoastră o reformă adevărată în justiție să aibă finalitate? Bine, vedem din experiența României, Bulgariei, unor Albanie. țări a Uniunii Europene, că uh, reforma justiției este un proces continuu uh, și uh, important este să uh, avansăm pe această cale și să accelerăm o justiție dreaptă uh, de talie europeană. Și să lucrăm permanent ca să nu existe regrese. Pentru că Uneori vedem că anumite procese nu se înrădăcinează și atunci pot avea loc regrese. Noi deja vedem anumite acțiuni. Acum se discută despre conceptul de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. Trebuie să creștem și generații noi de Asta profesioniști. E prea mult timp. Cetățenii așteaptă uh, rezultate. Eu cred eu că cetățenii deja repede. văd rezultate în privința uh, pedepsirii unor persoane care au fost, au dus sistemul la situația care există dar în deci, într-un an, doi, iată cum va merge cu această evaluare, vor vedea rezultatele și pe pielea proprie. A fost demis șeful CNA, domnul Flocea, a fost înlăturat procurorul general, am citit o reacție a domnului Stoianoglu, care spunea că actuala guvernare încearcă să concentreze toate puterea în mâinile sale și aceasta ar însemna mai degrabă dictatură și nu democrație în statul Republica Moldova. Guvernarea actuală face exact ce le-a promis oamenilor. Exact cu acest mesaj am mers în alegeri: vom curăți instituțiile statului, vom face reforma justiției, vom asigura buna guvernare și supremația legii. Pentru aceasta trebuie să îi înlăturăm pe cei care ani de zile n-au observat corupția nu au pedepsit uh, procurori judecători corupți, uh, nu au pedepsit cei, pe cei care fură miliarde, care pun scheme de intermediere și așa mai departe. Uh, și exact aceasta facem. Evident, în acest proces, aceste persoane care sunt eliminate din sistem, uh, aceste persoane care își pierd veniturile uh, ilegale, își pierd influența, se coalizează și uh, își uh, întorc tunurile spre noi, și fac foarte multă gălăgie că nu, uh, nu, nu se face dictatură. Uh, ceea ce nu este adevărat. Ceea ce facem noi este să curățim sistemul administrativ și sistemul de drept, așa cum ne-au cerut oamenii. Dar oponenții sunt de părere că aduceți doar persoane obidiniente actualei guvernări. Oponenții, ce, ce ar mai spune altceva? E evident că oponenții e, încearcă să, e, prin jumătăți de adevăruri, prin manipulări, prin minciuni, încearcă să crească temperatura societății, pentru că asta este unica lor scăpare. Însă, e, eu vreau să asigur cetățenii, pe noi ne așteaptă o stabilitate. Deci, o perioadă de stabilitate, de prosperitate și de muncă asiduă în interesul cetățeanului. Ați revenit de la Londra, ați avut și o întâlnire cu șefa USAID. Aceste lucruri arată că Republica Moldova caută să facă un mediu prietenos pentru afaceri, pentru investițiile străine. Credeți că acum o să năvălească investitorii în Republica Moldova, totuși? statul e unul mic, piața aici e mic, forțele de muncă, multe din ele sunt plecate peste hotare, dacă e, luăm în calcul ceea ce spun statisticile cu un milion de cetățeni muncesc în străinătate, de ce mizați atât de mult pe această atractivitate a investițiilor străine? Să știți că există foarte mult entuziasm în privința Republicii Moldova, care îmi dă uh, mult optimism pentru viitor și pe care vreau să-l transmit cetățenilor. Uh, foarte mult timp au așteptat investitorii, partenerii externi, ca să fie luate măsuri concrete pentru combaterea corupției și reforma justiției. Până la urmă, investitorii nu vin în Moldova, în primul rând din cauza corupției și unei justiții selective și nedrepte. De aceea, acum că s-au început anumite schimbări reale, a apărut foarte mult entuziasm. Moldova este chiar la poarta Uniunii Europene. Acum au loc anumite schimbări post-pandemice, restructurări, unde multe industrii caută să vină mai aproape de Uniunea Europeană sau caută să-și să diversifice punctele de producere. Plus la aceasta, partenerii externi văd că banii pe care ei vor să-i să ofere cetățenilor nu vor fi furați. Și am văzut că cresc aceste alocații din partea partenerilor externi, cresc sumele pe care le putem obține. Prin, pe, în condiții concesionale, și da, văd foarte mult interes și din partea investitorilor, investitorilor români, companiilor străine care sunt bazate în România, dar și investitorilor pe plan internațional. Evident că trebuie să continuăm să muncim și să le demonstrăm în fiecare zi că aceste schimbări sunt reale și să, să începem să vedem uh, lucruri concrete, uh, deschidere de uh, întreprinderi, uh, producere, uh, deschidere de locuri de muncă, astfel ca cetățenii să vadă în, în mod real uh, acest entuziasm. Cooperarea comercial-economică cu Rusia, cum ați vrea să fie dezvoltată? S-a vorbit mult că după întâlnirea Nicu Popescu-Serghei Lavrov, ar putea să urmeze o întrevedere la nivel înalt, mai asandu Vladimir Putin, dar despre o întrevedere a premierilor de la Chișinău și Moscova se discută? După cum s-a spus în cadrul acestor întrevederi pe care le-a avut vicepremierul Popescu, trebuie să avem un anumit progres pe agenda noastră bilaterală pentru ca să pregătim astfel de vizite la nivel înalt și deci vrem să continuăm acest dialog pragmatic ca să putem îmbunătăți relațiile comerciale. În primul rând vrem să vedem că restricțiile pentru exportul produselor noastre sunt eliminate, că sunt respectate regulile uh, în baza acordului de liber schimb al Comunității Statelor Independente. Am, avut, am participat uh, chiar recent la ședința prim-ministrilor uh, uh, Comunității Statelor Independente. Uh, sper să fie și o întâlnire în persoană uh, la începutul anului viitor. Cu omologul rus? cu toți șefii de state din A, comunitatea dar pe statelor rau. independente și da, trebuie să se lucreze la aceste subiecte, la autorizații de transport, la Uh, eliminarea Aceste restricțiilor, restricțiilor lor, și așa mai departe. Uh, rămânerea Moldovei în CSI e un subiect, și acesta care se readuce în actualitate. E avantajos pentru Republica Moldova să facă parte și în continuare din Comunitatea Statelor Independente? Noi participăm în Comunitatea Statelor Independente cu anumite rezerve la anumite documente care se adoptă. Pe dimensiunea cadrul... militar, exact. politică militară, politică-militară. Pe dimensiunea politică-militară noi formulăm rezerve, însă pe dimensiunea economică participăm la acordul de liber schimb. Acum, recent am semnat un acord de dezvoltare a, a transportului feroviar. A, deci aceste acorduri sunt în beneficiu Republicii Moldova și atunci are sens să... să Continuăm să le folosim. Deci, noi suntem printre puținele țări care are acord de liber schimb cu Uniunea Europeană, are acord de liber schimb cu Turcia, are acord de liber schimb cu statele CSI. Deci, într-adevăr, am putea beneficia de aceste instrumente și de aceea cred că analiza cost-beneficiu arată că în această perioadă. Uh, trebuie să menținem această politică pe care am avut-o și în trecut. Revin la problemele sociale. Situația pandemică se ameliorează. Am uh, aflat că în scurt timp ar putea să fie închis centru COVID de la Mold Expo. Asta ce înseamnă că se ameliorează situația pandemică? Într-adevăr, vedem că valul de îmbolnăviri uh, este în scădere este în scădere în întreaga regiune, este în scădere și în Moldova. În același timp, nu trebuie să ne relaxăm, trebuie să fim pregătiți ca să nu permitem alte valuri. 26% din cetățeni sunt, sunt vaccinați cu ambele doze. E un procent încă destul de modest. De aceea și spun, ne bucurăm foarte mult că scade nivelul de alertă, scade presiunea pe sistemul medical, însă exact acum trebuie să ne asigurăm că există toate eforturile necesare pentru a crește rata de vaccinare, pentru că până la urmă vaccinarea este cel mai sigur mod de a scăpa de această, de această pandemie și că avem toate Mecanismele necesare de intervenție în caz de creștere a ratelor de infectare, ca să nu permitem. Ur următoare valuri. De la preluarea mandatului, opoziția a insistat pe moțiuni de cenzură. Este adevărat că nu au trecut niciuna din aceste moțiuni de cenzură. Președinta Maia Sandu a insistat să spună că guvernul Gavriliță nu este un guvern de sacrificiu. Sunteți fermă, hotărâtă să duceți această povară în continuare? Veți face remanieri? Nu veți face remanieri? Cu siguranță că suntem uh, hotărâți, ca și echipă, să uh, aducem această guvernare pe care au votat-o oamenii. Noi am demonstrat în primele trei luni de zile că putem uh, merge pe programul de guvernare, pe agenda noastră de combaterea corupției, reforma justiției, creșterea veniturilor cetățenilor, investiții în localități, chiar dacă ne confruntăm cu anumite crize. Uh, Oamenii vor ca acest, acest moment istoric, când președintele, Parlamentul și Guvernul, toate instituțiile sunt aliniate în aceeași direcție, în direcția modernizării europene a Moldovei, și noi trebuie să asigurăm că există stabilitate pe această cale. Dumneavoastră insistați pe stabilitate. Igor Dodon, care inițial, atunci când a fost propusă candidatura dumneavoastră pentru funcția de premier, a salutat această nominalizare. Astăzi spune că guvernul Gavriliță este egal sau sinonimul acestui guvern este cuvântul criză. Ne-am obișnuit deja de aceste schimbări de poziții de la fostul președinte Dodon. Păcat că nu și-a învățat lecția și continuă să spună într-o zi una, în alta zi alta. Într-adevăr, la început spunea una, acum și-a schimbat măcazul, dar, după cum am spus, cetățenii ne-au dat nou un mandat clar, noi avem o majoritate stabilă pe patru ani, este un vacuum pentru toate celelalte partide, sunt foarte mulți oameni. Din partidele politice, din experți, din uh, alte domenii, care încă au o perioadă de tranziție, încă își găsesc rostul, și uh, foarte mulți, mulți dintre politicieni au un singur. Uh, deci, uh, scop. Uh, da, sau uh, pot, pot bate într-o singură direcție, A. pentru că este o guvernare, nu este o guvernare de coaliție, este o guvernare a unui partid. Și totuși, Igor Dodon a devenit liderul unei asociații economice. El își propune să atragă investiții din Federația Rusă. Cel mai probabil are la și din partea părții Rusie. Acest lucru înseamnă că cumva se va lucra în paralel când e vorba despre cooperarea comercială economică dintre Federația Rusă, guvernul pe dimensiunea lui și opoziția pe dimensiunea sa? Nu știu, trebuie să-l întrebați pe Igor Dodon ce planuri are și cum vede el uh, acest rol al său. Uh, guvernul uh, nu este o asociație, este guvernul. Deci, guvernul va munci pentru politici uh, economice, iar, uh, nu știu, Igor Dodon, în calitate de lider a unei asociații, nu știu, poate face evenimente sau. Uh, nici, nici, nu știu care sunt uh, rezultatele la care speră să ajung. De manier, vor fi făcute sau nu? Nu, am spus că uh, este timpul să avem o perioadă de stabilitate, să... Uh, Iată, am avut o perioadă inițială în care uh, toată lumea uh, a înțeles ce are de făcut, uh, s-au aranjat lucrurile, trebuie să muncim pentru oameni. Vicepremier pentru reintegrare? Cine Suntem în fi. discuție cu mai multe candidaturi și uh, sperăm foarte scurt timp să anunțăm candidatul. Faptul că nu a avut loc uh, ședința formatului de negocieri 5 plus 2 e în detrimentul soluționării crizei transnistrene. Așa au fost circumstanțele că nu am putut uh, organiza uh, reuniunea 5 plus 2. În absența unui viceprim-ministru responsabil de reintegrare, dar aceasta se va întâmpla, cred că la începutul anului viitor sau în viitor apropiat, deci nu. Doar sau întârzie un pic procesul. Mulțumim foarte mult pentru această discuție. Toate bune. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii aici, la Europa Liberă. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.